Da, sunt foarte cunoscut în Republica Moldova. Sunt Johi Davies și vin din Chișinău. Doamna Svetlana Snegur, de la o televiziune Popas TV, director. Am fost la mall cu niște prieteni, mă rog, am servit. Și ca să intrăm înapoi în mall, nu ni s-a permis deja, că mall-ul deja era închis. Dar mașina mea a rămas în subteran acolo. Paza nu mi-a permis să intru, să-mi iau mașina. Și a început acolo noi să ne întindem una alta, așa că am avut chestia asta la ochi, și nepoanetna. Și s-a întâmplat că eu, de când m-a pălit, eu am uitat tet. Încotro. Și vrei, femeie, dă-te la o parte să trec și cu tine. Eu întreb încotro. Doamne ferește, cu fanii ăștia nu mai poți merge liniștit prin oraș, că în două secunde te oprești și ce vrei, fotografie, autograf și... Nu. Dar ți-a plăcut de mine, așa-i? Hai, recunoaște. Nu, mie îmi plac bărbații. Stai că n-am înțeles ce ai vrut să pui. Hai că nu stau aici la discuții, încotro mergi. Dar treaba mea și treaba ai tu pe mine să mă ischitești, vreau să trec încolo și vrei. Eu sunt paznic aici pe parcare. Cum, paza femei? Adică, dar cum, și e posibil așa ceva? În ce sens? Dar voi, femeile, nu trebuie să stați, nu știu, la... Vă faceți coafiura, vă machiați, vă faceți unghiile. Las că văd că te percepi tu bine la asta. Ia-mi spune, ai sprâncene laminate? Da, slam. Hai, gata, las cu invidia asta, dă să trec. Eu am nevoie, iau-te, havalul meu e acolo, trebuie să mă duc. Parcarea e închisă. Dar cu ce ocazie parcarea e închisă? Duminică parcarea e închisă. Ia, șochi, nu mai am niciun fel de noroc cu parcările astea, că am mai avut așa eu un caz și crezi, am avut la mall. Am fost cu niște prieteni și ne-am distrat acolo și pe urmă când se iesa tot așa cu un ahranic care nu știu mi-o zică închisă și mai scurt, tare mare scandalul ăștia acolo. Da, știu, am auzit la știri că ți-a învinețit un ochiul. Ei, și eu ca eu, dar să vezi pe dânsul și-o pățit. Ia, în șoc, eu clasa a doua, eu nu tot nu smers la biserică, în clasa a doua eu am blat la kickboxing și i-am dat o virtușcă de asta că i-am flat și lui ochiul și pe urmă am sunat-o și pe Tanti Sveta, o știi pe Tanti Sveta? Nu. Și cu tine, Tanti Sveta, care e director la Popas TV, Popas TV știi? Popas TV? Și cu tine, ia, în șoc, Popas TV asta, i-am ucresc audiențele, Doamne ferește, am văzut cu bătut săptămâna trecută, o bătut Vocea României. E Doamne ferește să faci acolo, dar nivaj n-am mai scurt. Și-am chemat-o pe Tanti Sveta și-o venit și-l-o văzut pe hranicul ăsta și-l-o mâncat. Adică nu l-o mâncat în sensul cel mai că l-o mâncat, dar într-un sens, cum se numește? În sens figurativ că l-o mâncat, mai scurt, l-o, nu știu, l-o luat, l-o pus în bagaj, l-o dus, l-o îngropat, nu știu unde, noi nici amul nu-l găsim. Mai scurt, tare mare scandalul ieșit. Dar eu am auzit altă variantă. Dar eu nu te-am întrebat pe tine și ai auzit, haide-te la o parte să trec. Parcarea e închisă. Dă-ți femeie la o parte și nu mă nerva, că eu tare mă nervez. Domnule, vă rog frumos să nu fiți recalcitrant. Fata, nu mă numi cu cuvinte de astea pe mine, că eu tare mă nervez și mi-i sare bașnea câteodată și eu te rog nu vorbi așa cu mine. Nu se poate. Fa proastă. Fa, și cu tătul sau și... Nu vorbi așa cu mine. Auzi, eu dacă vreau până două secunde... Fa, și... Tu vrei să o chemi Tanti Sveta sau și... Cheamă. Eu pe tine te găsesc. Dar eu nu mă ascund, sunt aici pe loc. Doamne, n-am noroc cu parcările astea voastre. Să-mi vând mașina. Băi, dacă v-a plăcut video-ul ăsta, dați un subscribe. Nu vă costă nimic și pe noi ne ajută mult.